من 10 ساعت کار کردم. نه، دیگه شد. یه را سناتورش هم فکر می‌ماری ناوت رابر. Erau mulți oameni, dar să facem fel de sănătoare. Oamenii și erau să facem un caribor și eu am trecut cu bună ziua, bună ziua, și făcut într-o cameră în gos. Bine, tata. În ciubote, dar aranjat așa bine. Și eu zic, cum de-ai găsit mă ca locul ăsta? Dar el zic, că dacă m-a adus Florin. Și a spus că și eu vreau să beau niște apă. Și mi-am adus aminte un loc, un era, cândva a fost o fântână, când îmblam noi pe jos. 12 km de la Răduleni la Florești și era pe drum, era o fântână. Bine satul natal, dar și mai mult, și acum el este în inima mea, satul Rădulenii Vechi, un sat cu foarte bune tradiții și mai ales mi-aduc aminte, clar că de familia mea, de părinți care cu părere nu mai sunt în viață. Noi am fost o familie de țărani și copii de țărani, eram cinci, deci doi frați, Dumitru și Gheorghe, și două surori, Maria și Elena, eu al cincilea. Așa cum am fost noi, nu numai cei 7 ani de acasă, dar cei 17 ani care am trăit în sat, de fapt mi-a format caracterul, deprinderile. E clar că cei ce s-a fixat din copilărie, sunt mai multe impresii se fixează, că în fiecare om, dacă se duce copilul, s-a pierdut și omul, așa îmi pare mie. Și care dorul de copilărie, de ceva bun, de ceva liniștit, noi nu știam de nevoie atunci, hai să spunem așa, grijă părinților. Dar acum se împletește foarte mult cu dorul de a fi în țară bine, fiindcă ești preocupat în permanență de gândurile acestea. Iată, aceste două doruri te străduie așa, sau vine dorința de a le împleti împreună. S-a început, eram cât mai mult de 2 ani, nu țin minte. Însă, după război, mă foamete, foamete, o țin minte foarte bine. E clar că era foarte greu, până era foarte puțin, o țin minte foarte bine, mama când tăia, ea rămânea numai cu fermeturile acestea. Ea niciodată nu l-a bucat să lucre. Și rămânea pe masă, ea mânca, nu ne da câte bucățică de pâine. Și de ce grija aceasta față de pâine s-a păstrat pentru toată viața. Pe noi ne-a salvat de fapt că aveam avut vacă. Noi eram 5 în familie, plus părinți, 7 oameni. Vaca ne-a salvat, cu toate nevoile, cât era, mama mai turna niște apă, un alt. Și să-i minte, în 47, de-am în 47, în toamnă, ne-au dat niște sămânțe de grâu pentru a semăna în 48. Și au prevenit că e cu o travă. Și într-adevăr așa a fost. Dar mama s-a hotărât. S-a hotărât și a fiert-o de 2, de 3 ori și a făcut o cașă de asta, cum spunem. Și eu țin minte, atunci eu pentru prima oară m-am săturat. Și aveam o cămașă, când avea altceva, o cămașă lungă,
Și alergam în fața casă, ți-ai înrăștit, zic, știi, alergam cu așa o bucurie extraordinară. Sau, de exemplu, eu să-l vin cu tata, am pus covata, înțelegi, și așa un părișor mic și cu ață și ne-am îndrăpat și cum intrau vrage, noi trăgeam și prindeam ca să mănânc ceva. N-a fost ceva teribil. Dar oamenii au suportat, înțelegi, n-a fost răutatea asta între oameni, toți erau de o soartă. Asta este totul împreună. Și părinții, și familia, și copiii, și pământul, și prietenii. Memoria. Am trăit în diferite locuri, în diferite țări, dar întotdeauna am fost din Moldova. Întotdeauna am fost moldovean. Și de ce? Aceasta suntem noi. Asta e viața noastră. Și atunci când pentru fiecare de noi Moldova iese, nu pur și simplu, cum mai numește la noi o țărișoară sau țara asta, așa mai departe, de dar ești tu înșiși, atunci te trebuie să faci și ceva, pentru că faci pentru tine. Faci pentru Moldova, faci pentru tine. Русский царь представлял центральное руководство, он представлял Москву в определенной степени. Но, наверное, в случае с Лучинским это было и больше того. Нарушалась традиция, что обычно второй секретарь это был русский. Я не помню сбоев в этой традиции до того, как пришел Лучинский. Появление Лучинского было неожиданным и, наверное, не совсем понятным. Почему молдаванин? А потом такой горячий, столь энергичный. В Таджикистане это было до некоторой степени неожиданностью. Я думаю, если Петр Кириллович, работая в разных должностях, в разных республиках, всегда помнил, что он не только представитель центрального руководства Компартии там, Советского Союза, там, но он еще и представляет молдовский народ, но это делает ему честь. По нему судили, опять же говорю, по нему судили, в частности, в Таджикистане. И я думаю, он оставил себе добрую лепту. А если о нем хорошо думают, то, наверное, думают и хорошо обо всех молдаванах. Ce este bun, în primul rând, este pornit de la părinți. De exemplu, la mine mama vorbea foarte puțin. Era tăcut așa, da, și spunea părerea. Noi bărbații mai discutam, chiar cu tăticul, cu frazele, e întotdeauna așa. Primul spunea câte o frază, două, înțelegi, și... Dar principal e educația prin fapte. Noi ne uitam ce fac ei, nu numai ce vorbesc. Și dacă în familie este o comportare normală, o grijă față de copii și mai departe, se duc, trece aceasta în ceva genetic, cum spunem noi, trece în niște tradiții, niște obicei. Și iată aceasta am luat și, vă spun sincer, aceasta și-am transmis copiilor. Cred că
că asta e foarte important. Eu mă bucur de fapt că anume familia noastră, anume tatăl meu, ca șeful familiei, de fapt, a visat acest semn, acest vis. Și mai ales este vis deosebit, nu din punct de vedere că cineva a venit, dar totuși a venit bunelul meu, tatăl meu. Dar mi-aduc aminte că Moșcherușchi mi-a pus odată întrebarea, Afanas Ispanuș, și cum credeți, oare și nu-i Dumnezeu? Da. Dar eu i-am răspuns dumnealui, o putere este supranaturală, da, care ne supraveghează pe noi, pe toți. Așa i-am răspuns eu lui, că este o putere și dacă o numim Dumnezeu, lasă fie Dumnezeu. Iată acest fapt, ceea ce am aflat recent, că el atunci era ca membru cu Consiliului Bisericesc. Cine știe, probabil că poate și-a jucat rolul. Într-adevăr, minutele acestea, orele care le petrec împreună cu dumneavoastră astăzi, la sfințirea bisericii din satul nostru natal, poate sunt cele mai emoționale. Era un om care respectă tradițiile. Tradițiile, ei cum? Tradițiile a satului, tradițiile moldovenilor. Respectă. Când eram chiar acolo, el știu că dacă era o zi de pomenire a părinților, el era, vinea acolo când eram în sat. Dar totuși mă întreb, de ce biserica noastră nu s-a închis niciodată? Eu cred că sunt două momente esențiale aici. În primul rând, sunt credincioșii acestei biserici, sunt oamenii locuitorii acestui sat, care poate au manifestat o mai multă răbdare, o mai bună înțelegere, o mai bună chipzuință și înțelepciune decât în alte părți. Tot vine la timp. Și înțelepciunea, nu înțelepciunea, dar totuși înțelegerea ce înseamnă Dumnezeu și ce înseamnă Biserica Ortodoxă pentru mine personal și pentru familia noastră, tot ce a venit la timp. Ți-ai minte, mama întotdeauna spunea, tare mai fost frumos azi la biserică. Eu mă bucur că, într-adevăr, astăzi aveți un locaș foarte frumos și cred că frumusețea aceasta care este în clădirea asta se va reflecta asupra frumuseței sufletelor noastre. Второго секретаря Компартии Таджикистана. Это несколько неожиданно и необычно. Но
Я думаю, что в тот момент это имело даже значение в определенной степени символа. Потому что ничего подобного до того не было. Лучинский пытался, ну, во всяком случае, демонстрировал свою заинтересованность в изучении тажикского языка. И он действительно, я не думаю, что он смог это осилить. Я прожил в Таджикистане 14 лет, я не смог изучить этот язык. Но, во всяком случае, он владел каким-то минимумом разговорного языка. И в Таджикистане ведь очень важно, если ты не из этой республики, если ты не таджик, если ты человек со стороны, но ты можешь сказать «рахмат», «нахзмишмо», «тинжми», «друзми», «саламат ючхэль», то есть «здравствуйте», «как жило», как здоровье», «как дела». Но если ты способен сказать этого на таджикском языке, на языке коренного народа, и тем самым проявить уважение к этим людям, то и реакция их будет соответствующая, то есть они с большим уважением будут относиться к тебе. И я думаю, что как раз это и происходило в случае Лучинского. Я не знаю, что это идеолог, если бы такой директор, то распределяй же. Ты есть промоватор Лоренца, есть репрезентант Лоренца, требуется еще и Кларк, я скажу, там очень много проблем, когда физпусил бы, будет уточен, спиня в ламенте культуры, я бы Центрального комитета Коммунистической партии Молдавии товарищ Лучинский огласил приветствие ЦК Компартии Молдавии 4-му съезду писателей республики. С отчетным докладом правления Союза писателей «Молдавская советская литература в борьбе за коммунизм» выступил председатель правления Союза писателей Павел Боцу. Первый секретарь ЦК Компартии Молдавии товарищ Бодил выступил на съезде с речью. Примерно 70, exact în termen 70 m-a apărut o cărțulie pentru copii, treiez, care a fost dată la cuțit, așa, din cauza unui poemaș Curcubeu, în care fusese găsit tricolorul. Atunci când domnul Lucinski s-a întors în Moldova, în Republică, în fruntea Parlamentului, l-am felicitat așa și am spus că domnul Lucinski, zic că noi avem niște socoteli mai vechi, pentru că atunci când a fost tăiată cartea, dânsul era secretarul problemei ideologiei. Avem niște probleme, niște socoteli mai vechi, am spus, și am spus, știu, domnul Grigore. Dar zicea dumneavoastră, când nu crezi dumneata că eu, ca secretar al Comitetului Central, stăteam acolo în birou la mine și citeam poezii pentru copii, și că mi-a dus într-o zi cărțulia dumneata, a intrat la mine în birou un coleg de-al dumneatale, mi-a deschis cartea, așa, mi-a întins-o, zic, ia, citiți Petru Chirilu, ce scrie poetul nostru, așa, în această poezie. Și dânsul mi-a spus și eu ca secretar al Comitetului Central, ce puteam să vin, să fac, așa, ce puteam să fac, dacă a venit colegul dumneavoastră cu acest poem și ca să trebuia să spun ceva, că oricum dacă nu spuneam eu, ăla ajungea mai departe, zice, mai sus. Această sinceritate a domnului Lucinski și eu cred în ceea ce mi-a spus domnul Cinț, eu cred. Eu știu că cele mai mari, din păcate, cele mai mari nenorociri ale noastre au venit și încă vin și azi, din păcate, încă vin de la colegii noștri care s-au părit, s-au urmărit și continuă
după cum spuneam, continuă, din păcate, să se urmărească și să se părască și azi. De aici vin nenorocirile noastre. Un aspect al activității lui n-a fost prezent. Sau dacă a fost prezent, el a fost nu corect. Atitudinea față de intelectualitatea Moldovei, față de tradițiile noastre naționale, față de spiritul nostru, de tot ce este, spunem în noi, ca niște moștenitori tot a unor tradiții. Iată, chestiile acestea n-au fost luate în considerație, dar deseori chiar aproape interzise, să spunem. Și de ce? Iată, e paradoxul ăsta. S-a făcut foarte mult din punct de vedere material. Și nu te uiți, deci au fost făcute în perioada aceasta, de 20 de ani când a lucrat el. Dar dacă n-a ținut cont de lucrurile acestea, vedeți că e respins. Deci din punctul ăsta de vedere, spunem că mie mi-a mers, că am avut un sector așa care e legat în permanență cu discuții cu oameni de cultură, de știință, reprezentanțe artelor, deși asta e foarte important, care e mediul în care te dezvolți. Dar împreună cu oamenii de cultură e mai mult decât o funcție. Chiar când aveam, spunem, eram direct implicat în lucrurile acestea, eu făceam din toată inima, eu niciodată nu făceam așa de funcție. Și dacă erai chiar nevoit, chiar erau și lucruri și neplăcute. Dar mă străduiam să fiu întotdeauna sincer, sperând că voi fi înțeles. Și ce aici se întâmplă astăzi, că eu am păstrat relațiile acestea cu oamenii, relațiile împună, probabil că aceasta este explicația. Am fost sincer și din inimă, spunem așa, omenește. Încercam să rezolvăm niște probleme, dar împreună cu ei. Eu n-am fost niciodată așa, cu indicații, uite, ești spus așa, du-te și execută. Spunem așa, cu mentalitatea mai liberă, cu niște idei mai nestandarte, așa, deci nu se dară, într-adevăr, mai cu primul s-a început perioada aceasta cu Gorbaciov, iară, spuneau cei care în anii 60, atunci când veniți tot cu ideile acestea, da, asta e pur și simplu așa o coincidență a generației mele, că ele se schimbau odată cu asta, e un fel de epocă, știți, o etapă în dezvoltare. Ea coincidea cu niște momente, spunem așa, de o inspirație anumită, legată anume, legată cu niște speranțe și cu dorință de a schimba ceva. Проходили, мне кажется, очень полезную для тех условий, для советских условий, политическую школу в комсомоле. В тогдашнем комсомоле, из которого в конечном счете вышло, собственно, то поколение политиков. Ну, вышли как отовсюду разные люди, но именно оттуда вышло то поколение современных, опять-таки, повторюсь, политиков, которые... В конце концов, Горбачев, тоже из этой же школы, которые начали чувствовать, во-первых, то, что в тогдашнем советском обществе ведет его в тупик, и те, кто почувствовал необходимость обновления, перемен, реформ,
То есть необходимость того, чтобы освободить эту страну, и это общество от искусственной замкнутости в архаичной и уже отжившей и системе, и стране. Второй этап, на котором мы с ним встретились, это когда он занимался идеологическими вопросами в Москве и был членом Политбюро. И поскольку это был исключительно важный стратегический участок, был по существу продолжателем тех, кто начал политику гласности, которая, если честно говорить, на мой взгляд, до сих пор остается главным, и боюсь, что если только не единственным наследием и завоеванием замечательного проекта демократизации и открытия советского общества эпохи Горбачева. Ну, до снова сокрытой ситуации истории компликата и эксплозии была на ноябре, а после того, как министерство де интерне в Аменера опе-страда. Да, у фосу лечтер, я уж тил, в Амене, лечи лансауш, лозенчи, лечи, а у факуты, ну, где телеграмми, Касамонторка на Молдова. Цил мне дела шайс по 10 ноябре, зиде жой, ам фоста лес, ам новораш яра дивизия Дзержинский, deci multe cămine studențești, clădiri erau ocupate de ei. Eu am dat, am pus întrebarea în fața lui Gorbaciov ca să fie retrasă această divizie, fiindcă în situația care era creată în Moldova era ceva similar cu Vilnius, cu Baku. În fiecare zi puteai să te aștepți la o confruntare imprevizibilă. Trebuie spus că Gorbaciov m-a înțeles și peste 3 zile deci divizia s-a retras. Și atunci noi am început dialogul acesta în societate, am pornit-o și pe stradă și în cabinete, dar cu greu, cu mare frământări și cu consecințe nu prea plăcute, deci am trecut noi perioada aceasta, dar ce putea să fie mai tragic, totuși la Chișinău nu a avut loc. Vara dezghețului gorbaciovist, aveam o formidabilă idee a unui pod de flori între cele două maluri ale Prutului, despărțite și chiar învrăjbite de amar de vreme de vitrecia vremurilor. Am mers la niște democrați începători de atunci, care ocupau niște funcții importante în stat și dânșii s-au uitat trăsniți la trăsnita noastră idee, dându-ne de înțeles că nu este timpul să umblăm cu asemenea lucruri. Disperați, am hotărât atunci să mergem la domnul Lucinski. Mai exact la tovarășul Lucinski, pentru că pe atunci domnia sa era șeful Partidului Comunist al Republicii. Și recunosc, am mers fără nicio speranță că va înțelege ideea noastră, că o va susține. Și spre marea noastră mirare, dânsul a acceptat, și numai că a acceptat ideea podului de flori, a sprijinit-o și chiar a realizat acest
Порт де Флор. Pagine de istorie noastră, după cum bine să știm, au fost rupte. Și eu cred că nu trebuie să cerem unui președinte ca în numai câțiva ani să rescrie toate paginile istoriei noastre care au fost rupte. Oare pierla neagră din coroană nu e zgârcită lacrimă țăreană? Bulgăre de secetă și foame, cotinit din satele orfane. Celeste ochnelor lucruri bune, lucruri cărți bune și că au dovadă cazul Luținschi, sigur că îi apreciez. Nu dacă mi s-a dus faima că am criticat doi președinți în România, i-am criticat pentru greșelile pe care le-au făcut. Petre Luținschi mi-a dat posibilitatea pentru prima dată să laud un președinte. În primul rând, am făcut acest gest nu de complezență, n-am niciun interes nici să fac politic în Republica Moldova și nici măcar să investesc acolo, ci pentru că mi-a plăcut foarte mult acest manuscris când l-am citit și cartea. Mi-a plăcut foarte mult, repet, în viziunea despre lume a domnului Luținschi, această înțelegere că există pentru un om politic urcări și căderi, trădări, prietenii și că și omul politic se supune aceleiași legități ca și omul simplu. Ceea ce, ca să închei, a spus-o marele analist politic contemporan William Shakespeare. Michel Montaigne spunea așa o frază, că zice: omul cât de sus nu s-ar ridica, nu trebuie să uite că el șede pe dosul său propriu. Deci noi suntem la oameni. Și dacă putem face ceva, putem face tot cu oamenii. Deci, pentru mine asta e o axiomă. Deci puterea eu n-am folosit-o niciodată, nici în interes personal. Am fost în situație când am rămas aproape cu nimic. Pur și simplu am rămas fără servici și eu și soția și întrebam atunci la Moscova, după cum știți. Am dat eu mus în metrou cu Luca și toți oameni. Nu a fost niciun fel de tragedie. Niciodată n-am văzut în fotoliu, spunem așa, o posibilitate de a fi mai superior față de altul. Niciodată. Iată, pur și simplu n-am avut asta niciodată în inimă. De fiecare dată, vorbesc cu un om de rând, spunem așa, un om care
are mai puțină carte, dar are ceva înțelepciune, are, fiindcă eu în fiecare om caut ceva ce n-am eu. De exemplu, numai decât caut ceva care el are mai, deși mai superior față de mine, niște cunoștințe într-o experiență. De fiecare dată când plec în teritoriu, cum spunem noi, numai decât vin cu gând de la oameni, cu o problemă, cu niște sfaturi care numai decât trebuie să le fie susținute sau trebuie spus la alții ca să le urmeze. Și pentru mine acesta e o necesitate. Nu întotdeauna poți să faci lucrul acesta, dar e o necesitate vitală, spunem eu. Asta e cum un izvor, întotdeauna trebuie să fie, să fie alimentat, spunem așa, de niște idei noi, de niște opinii. Și pentru oameni eu cred că același lucru, fiindcă iese la noi chestia asta. Eu stau de vorbă cu președintele, mai auzit ceva, pe urmă, oamenii se mobilizează acolo, le mai spun și eu câte ceva, ce trebuie de făcut și cum trebuie de făcut. Asta e absolut necesar pentru un conducător, la toate nivelurile. Când a venit la București și când am fost la Chișinău, am rămas plăcut surprins de firescul comportamentului domnului Luținschi. Deci în niciun moment, deși președinte de Republică, nu mi-a lăsat impresia că domnia sa este așa un atot puternic și care simte nevoia să facă gesturi istorice și, mă rog, noi ceilalți suntem niște bieți muritori de rând. Autoritatea omului politic, adevăratul om politic, pentru că omul politic se naște ca și scriitorul, nu vine din funcție, nu vine din gest, vine din ceva care se transmite. Deci el poate să-l întâlnește în autobuz pe președintele Republicii sau și să simți nevoia să fii respectuos cu el, chiar dacă dă mâna cu tine, chiar dacă stă de vorbă firesc. Deci asta aș vrea să remarc, autoritatea, prestigiu, respectul vine din personalitatea ta și nu din gesturile tale, din anturaj, din cei de la serviciile care te înconjoară, din cohorta cu care vii. Domnia sa a trăit experiența maximei puteri când a fost în fruntea URSS. Eu vă bat nu pentru mine, pentru județul de președinte și mai departe. Eu încerc totuși înțeleg noi să avem o formă de dirijare mai adecvată pentru situația din Moldova. Și știind psihologia oamenilor, când este președinte, este aleg, am întreg popor, ce mai democratic. Își formează o echipă care ține cont, e clar că de echipa care este în Parlament, ține cont, dar chiar așa ca în farmacie, că aici e locul nostru și se bate până la urmă, și așa își face loc pentru acelălalt, acelălalt pentru celălalt. Asta o recunosc toți, indiferent din care fracțiune. De dreapta, de stângă, toți recunosc că asta e realitatea. Și noi nu putem depăși momentul ăsta, că e realitatea așa, și ea negativ influențează asupra situației. Hai să ne oprim, oameni buni. Nu. Domnul Luținschi nu poate să-l îmbete puterea, pentru că a avut odată puterea aceea foarte mare și, cum să zic, nu l-a îmbătat, așa că nu văd cum și-ar propune acum și să fie îmbătat de putere și din gesturile pe care le-am urmărit, din manevrele, nu am văzut. Sigur, s-a discutat, am înțeles, am citit și eu despre aceste, să spunem, tentative de republică prezidențială, cred că vine dintr-un pragmatism. În toate țările din Est,
sau și din cele din fostul Imperiu Sovietic, rămâne totuși o așteptare a populației din partea președintelui. Eu înțeleg după cum e în față de țară. Eu la toți le spun, dar nu trebuie să-mi fie devotat mie. Să fie devotat țării și atunci noi ne unim pe baza aceasta. Să fie om cu omenințe și noi ne unim atunci. Să ai simțul ăsta de datorie, rușine de oameni, frică de Dumnezeu, cum spui, atunci noi ne unim. Iată în ce constă părtaș de idei, de echipă și toate ceilalte. Eu prefer niște prerogative pe față, în care președintele și-asumă anumite responsabilități, ca în Rusia, știm, îl luăm la întrebări, la alegeri, pentru ceea ce a făcut și n-a făcut pe față, decât să aibă o putere ocultă pentru care să nu răspundă la un moment dat. Deci eu, din acest punct de vedere, sunt adeptul Republicii Prezidențiale, pentru că ea îl face pe președinte responsabil oficial în fața poporului pentru gesturile sale, decât pentru Republica din această semi-prezidențială sau parlamentară, unde totuși președintele e obligat de așteptările populației să facă ceva și atunci trebuie să facă pe căi oculte și la un moment dat să nu-și asume nicio răspundere, pentru că va spune că nu el a numit guvernul, nu el este rezultat, nu el a făcut ceva în domeniul respectiv. Tocmai această bătălie între partide, între frați, tocmai asta ar putea să ne distrugă într-o bună zi, așa să ne distrugă definitiv. Și fie că va veni, va ajunge prezident Lucinski, fie că va veni altul, nu știu cine, da. Dar eu cred că e nevoie de un om care să răspunde. Pentru că nimeni nu răspunde de nimic la mine. Și atunci eu voi ști, domnule, dacă domnul Lucinski nu este dușman, eu trebuie să mă lupt ca prezidenta. Eu trebuie să mă lupt cu domnul Lucinski. Eu știu cine nu este dușman. Dar dacă domnul Lucinski ca prezident este, nu e prieten, ca zic așa, este un frate al suferințelor noastre, atunci eu știu pe cine trebuie să-l sprijin. Ori așa eu nu știu, înțelege, care e cel mai bun, care e cel mai drept. Mai bine și eu să pun acum în altfel. Și unul e mai bun. Da, și fiecare trage unul într-o parte, într-o parte și să nu fie. Tot nu poate, tot e greu, tot ajutor trebuie să aibă. Nu poate unul singur. Dacă sunt mai mulți, fiecare unul într-o parte, unul într-o parte, se reșește că țara, nu știu care o luat, sau nu o luat. Da. E, și așa. No, eu un om cu picioarele pe pământ, asta e ce e imensă. E un om cu care se poate discuta, foarte frumos. E un om luminat. Și sunt convins că nu vrea decât bine. Condițiile sunt grele, însă. De aceea, el are nevoie de oamenii luminați ai Basarabiei să-l ajute. Sau cum spunea Vieru, într-o pământ, doamne, noi trebuie să lăsăm pe domnul președinte să nu facă rău. Să lăsăm să nu facă rău. Să lăsăm să facă bine. Asta era o formulă a lui Vieru. Și eu cred că, încă o dată, momentul e greu, e foarte greu, asta sunt primul să recunosc. Dar dacă oamenii toți sunt uniți și noi trebuie să ne obișnuim cu chestiunea, cu sistemul democratic, el este ales, este președinte. Cu el trebuie să lucrăm. Trebuie să-l ajutăm. Trebuie să-l criticăm dacă e nevoie. Trebuie să-i dăm sugestii, idei, inovați. Să avem un dialog permanent. O izolare nu este bună. Ce face dacă izolăm pe cineva? Nu facem nimic cu o izolare. Nu facem decât să încrâncenăm niște lucruri și să nu realizăm nimic. Dentro del
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'être invité à prendre les paroles devant vous. Je le fais avec un plaisir encore plus particulier maintenant, quand l'Assemblée parlementaire a exprimé son avis favorable à l'adhésion de la République de Moldova au Conseil de l'Europe. Lucinci est un excellent ami, quelqu'un que je respecte énormément. Je tiens à le voir aujourd'hui. Je vais déjeuner avec lui, donc j'espère pouvoir parler un peu plus longuement pour qu'il me mette au courant des détails de sa démarche. Je le considère comme un pionnier de la démocratie dans votre pays et en Europe de l'Est en général. Et je n'ai aucun doute que sa démarche est une démarche démocratique. Ce n'est pas une démarche contre la démocratie, c'est une démarche pour l'efficacité et pour accorder le régime du Parlement avec les pouvoirs du président. Donc, je pense que c'est parfaitement en accord avec l'état de droit. Et je tiens à le féliciter d'ailleurs, parce que c'est... N'oublions pas que votre président est l'un des hommes qui a réussi à avoir le crédit nécessaire pour le pays, pour la consolidation démocratique du pays. C'est l'un des garants de la démocratie pour nous. Și noi când vorbim că nu, noi iată am declarat că intrăm în Europa, la noi este declarație, este scris și noi am votat. Dar ce înseamnă am votat? Am votat că am ridicat mâna. Păi domnilor, asta încă e o intenție numai. Asta e o dorință. Dar realizarea așteaptă. Cum așteaptă? Așteaptă vreo zic că implică-te și fă. Asta ce e ce e că e masa asta? Păi trebuie să o împletești. Dar poți să o faci, să o descrii deodată. Poți să-ți imaginezi, dacă faci o comandă, spui cu domnule, uite, îmi place mie cam așa, ia, păi trebuie să aștept pe el să o facă. Și iată, eu consider că cel mai mare, asta e problema de principiu, dacă doriți, asta e problema cheie a Moldovei de astăzi, dacă vorbim de atmosferă, de ce aici se întâmplă în societate. Asta e neînțelegerea acestui moment. De către toți. Și eu aș spune că mai mult de câte politicieni. Și politicieni de ăștia care vor să facă tot specul de aceasta. Adică la noi vedeți că viața e de la alegere până la alegere. S-au terminat alegerile și îndată merge acumularea de bani pentru următoarea alegeri. Nu, asta e o tragedie. Встретившись с Петром Кирилловичем, в его качестве президента, мы обсуждали, как организовать в Молдове, в Кишиневе, одно из крупных международных мероприятий последних лет – форум ЮНЕСКО, который, как мне казалось, должен был обязательно состояться в Молдове с учетом того уникального опыта выхода из не только политики, но и психологии холодной войны, которую пережила эта страна. Опыта как тяжелого, даже... драматичного в течение какого-то времени и в то же время опыта успешного, позволившего на вот этом небольшом участке европейской территории соединить, в общем-то, в разумной гармонии интересы и представления разных культур, разных народов, разных поколений, то есть таким образом осуществить то, что до сих пор, между прочим, можно сказать, что еще не удалось, пожалуй, большей части других республик бывшего Советского Союза. За единство Молдовы мы составим единство Молдовы. И чтобы их не тоже было, надо подписывать. Между дальше вопросы будут решать в России. Только средство. Что Молдова едина и неделима. У
on a des affinités plus ou moins grandes, et avec la Moldavie, pour toutes les raisons que l'on sait, nous avons des affinités grandes, de l'amitié, je dirais de l'affection, des échanges qui vont s'amplifier. Alors nous sommes heureux de nous voir. Et voilà pourquoi la Moldavie est une priorité peut-être plus de notre cœur que de notre raison. Veniți măcar, veniți voi cu ceva. Da, noi venim cu ce venim. Venim cu cultură, cu niște tradiții. E discutabil. Și de ce am fost primii în Consiliul Europei? O organizație care ține de dezvoltarea procesului democratic, asigurarea acestui proces. Aici spune că e mai puțin material. Dar când vorbim de Uniunea Europeană, mai stați voi băieți. Hai mai dovediți că puteți să vă autoguvernați, puteți să vă dezvoltați, puteți să asigurați poporului, cei care guvernează poporului dumneavoastră, un minimum necesar pentru a fi un, spunem așa, a crea niște condiții pentru un trai decent. Din punctul ăsta de vedere este foarte greu. Dar noi trebuie să ne pierdem curajul, trebuie să reieșim din faptul că va fi o cale de mai lungă durată, dar nu se pierde viața, deci noi trebuie să ne ocupăm cu țara. Și în măsura în care noi rezolvăm aici problemele noastre, tot în acea măsură ne apropiem de Europa. Și nu e ușor de bătută pe niște poartă. A very competent politician without question. I always used to say that what I wanted to have in a photograph was something that gave simultaneously the impression of being like a family doctor and also like Julius Caesar at the same time. And I think the president manages that quite well. У нас в политической, да и просто в культуре, представление о том, что, может быть, идет это еще со времен знаменитого ленинского определения, что каждая кухарка должна уметь управлять государством. Представление о том, что политика – это дело, которым может заниматься любой. Это не так. Я думаю, что, во-первых, в известном смысле надо, ну, для того, чтобы, как в любом деле, быть профессионалом, надо иметь к этому дар, надо этим родиться, способность, а во-вторых, конечно, иметь необходимую подготовку и качество. Кругозор, способность слышать людей, даже раньше, чем способность изрекать, говорить и тем более отдавать указания, и способность находить общий знаменатель в сложной ситуации, не теряя при этом главного направления движения. То есть это получается сумма непростых качеств. И говоря о Лучинском, я поэтому в слово «политик»
профессиональный политик, вкладываю как раз сумму этих качеств. Плюс я бы добавил тоже очень важное определение — современный политик. То есть человек конца 20 века, ну а поскольку речь идет уже о его последних днях, значит и 21-го. Thank you, President Luchinsky. Multsumesk in your language. В процессе интеграции мы сделали первые шаги только. Следующие шаги надо сделать в будущем. Думаю, что это не будет продолжаться много лет. Нам надо сотрудняться вместе с собой, но абсолютно. Европа объединенная — это Европа, в которой принимают участие и Молдова, и Румыния, и балканские страны. Помню, что мы встретились где-то в мире, уже не помню, или это было в Париже, или в Лиссабоне, но скажу, что президент Лучинский — человек очень симпатичный, открытый, что с ним начинается дружба сразу. Он такой, как человек, очень хороший, общительный, и потому я могу сказать, что с первой встречи мы стали друзьями, и это остается, и пусть будет так дальше. 60 лет — это уже такой серьезный возраст. Я желаю ему и здоровья, и чтобы его работа давала ему личную сатисфакцию и Молдавии развитие. И желаю, что для политика это важное желание, чтобы вокруг его были друзья, настоящие друзья. Потому что мы работаем в таких условиях, что очень часто этих друзей нет. И желаю ему хороших друзей, а я, наверное, буду хотеть быть таким другом. Și atâta am revenit la locul acesta și a spune când spun că este o conversie și am făcut. Moldova aceasta este totul împreună. Și părinții, și familia, și copiii, și pământul, și prietenii, memoria.